genul programului Veselie, permis să participe oricui, chiar și părinților, cu acordul copiilor. În aplauzele celor de aici ale copiilor de acasă intră Cabral. Bună ziua și bine v-am găsit la Ce spun românii! Oameni buni, intru direct în pâine, că nu e timp și o să dureze puțin, dar am găsit un test prin care o să demonstrăm dacă o persoană este doritoare de muncă sau efectiv îi repugnă munca. Dacă e leneș sau dacă este, cum ar zice americanul, workaholic. Da, o obsedat de muncă, cum am traduce noi vorba aia. O să am nevoie, desigur, de prietenul și de colegul meu, Octavian, auzi. N-avem Octavian. Iată-l aici pe Sexy Codreanu, în fața dumneavoastră. Ești gata, tipule? Da. Doamne, ce profesionist arăți cu casca asta. Vino mai încoace puțin. Așa, perfect. Perfect. Deci îmi zici da, nu, sunt sigur sau nu ca răspuns, da? Deci așa răspuns. Cu da, cu nu sau nu sunt sigur. Tu trebuie să-mi zici. Neamțul, ții tu scorul, te rog? Perfect. Sunteți gata? Da. Ce credeți că este? Varză. Păi nu, că nu e dacă e bun sau e rău. E muncitor sau e groaznic de leneș? El e foarte muncitor. Foarte muncitor, da. Mm-hmm, desigur. Deci, deveniți agitat dacă nu aveți nimic de făcut? Da. Vă place să vă treziți de vreme? Da. Faceți mult sport? Nu. Reușiți cu greu să vă relaxați? Da. Se întâmplă deseori să lucrați în timp ce mâncați? Da. Vi se pare că alenevii duminica până târziu în pat este o corvoadă? Nu. Ați renunțat vreodată la concediu pentru a lucra? Da. Aveți o a doua slujbă? Nu. Dimineața când vă treziți, primul gând este la o problemă de serviciu? Nu. Familia și prietenii vă reproșează că munciți prea mult? Da. Se întâmplă frecvent să lucrați peste program? Da. Doriți să obțineți o promovare? Da. De ce-i minți, mă? Nu. Ați preluat sarcinile unui coleg bolnav? Da. Vă place ceea ce faceți la serviciu? Da. Aici te cred. Dacă ar fi nevoie să lucrați fără să fiți plătit, ați face-o? Nu. Corect. Neamțule, ia zi, unde suntem? Cât ai zis? 20 de puncte. Aoleo. Deci... Nu este. Fiți atenți. Între 22 și 30 de puncte este extrem de muncitor, workaholic prin definiție. Nu e acolo. Nu e. Între 18 și 21 de puncte este muncitor. Atât. Acolo ești, că ai 20 de puncte. Da. Între 13 și 17, mediu puncte, zic. Și am făcut același test și cu plantă. Între 0 și 8 puncte i-a ieșit lui. Mă rog, ca să fiu corect, 2 puncte. Atitudine extrem de relaxată față de muncă, foarte leneș, dați-l afară, așa scrie aici. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc, domnule. Bun, bun, bine că am aflat. Mi-am făcut și eu testul ăsta și mi-a ieșit, hai lasă, Vrăjela, treci la muncă. Cu cine jucăm astăzi? În aplauzele voastre, familia Chirică! Gabriela, să rămână. Bună ziua! Fiind cosmetician, știe că soarele strică tenul, de aceea se ascunde cât poate de el. Se ferește și de preparatul prăjiturilor, de muzica dată la maximum și de chifteluțele marinate. Își dorește mult să învețe să noate. Da. Nu, nu știu, nu. Nu. Ce, d-ai încercat? Nu. Ah, ok. Ești asta o... da. Gabriela, cu cine ai venit? Am venit cu nepoata mea, Corina. Bună, Corina. Bună. Cu nepoata mea, Mara. Bună, Mara. Bună. Cu nepotul meu, Adi, salutare, adică soțul Adi. Corinei. Aha, am înțeles. Și Teddy cu Y, că... iubitul Marei. Teddy cu Y. Da. Ați ținut minte, da? Da. Teddy cu Y, să nu cumva să vă aud cu Teddy și atât, că e nenorocire. Așa. Corina este un medic specialist în oncologie care spune că nu se vede făcând altceva. De altfel, a și vărsat câteva lacrimi la serialul Doctorul cel Bun. Iubește dulciurile, cafeaua, cartofii sub orice formă și somnul de la prânz. Bun. Mara, pe care cei din familie o strigă Biliță? Da? Ce înseamnă? De la ce? Cum? Sau nu vreau să știu? De la forma mai rotundă. De la Biluță. Din copilărie.
Ma, ok. Este manager la o parfumerie de lux. Ia uzi ce zice Albin în cască. Cum că este foarte frumoasă. Iată. Mulțumesc. Amatoare de povești istorice, romantici și desarmale, zic în foi de viță, și-ar dori să aibă superputerea de a mânca atât cât poftește. Ce bine ar fi. Adi este manager de proiect. Sunetul aspiratorului este ca o muzică pentru urechile lui. La doctor ai fost? Urmează. În schimb, cel de la uscătorul de rufe îl scoate din sărite. Tu ai mai multe probleme, înseamnă. Dar s-ar putea să nu te ajute doctorul să știi. E ok, nu e. Gastronomic vorbind, dă la schimb oricând o piftie pe o porție de pește. Nu o să comentez, nu fiecare cu domblale lui, nu. Teddy, cu Y, este supraveghetor de magazin pentru o firmă de haine din America. Motiv pentru care și-ar dori să ajungă și el măcar o dată în viață în Statele Unite ale Americii sau poate chiar să se mute acolo. Corect. Corect. Bine ați venit. Bine ați venit. Băieți, hai să vă distrați alături de noi. Baftă. Mulțumim. Baftă. Mulțumim. Baftă. Mulțumim. Baftă. De cealaltă parte, familia Chiorpeacă! Din București sunt ei. Adrian este capitan. Adrian, bine ați revenit. Bine, te-am regăsit. Cu cine ai revenit? Am venit alături de mama mea, Rafila. Bună, Rafila, să rămână. De soia mea, Daniela. Bună, Daniela. De soia mea, Mihaela. Bună, Mihaela. Și de cumnatul meu, George. Salutare, George. Toată lumea bine, da? Da. Da. Baftă să aveți. Mulțumim. Baftă. Baftă. Jucăm? Runda întâi. Să vedem câte variante avem. Am întrebat 100 de români. Pentru că ești prea obosit să te ridici din pat și să-ți iei singur, ce îl pui pe copil să-ți aducă? Cafea. Cana cu cafea. Bun. Apă. Apă. Bun. Jucăm, pasăm? Jucăm. Așa jucăm. Mulțumesc, Adrian. Pentru că ești prea obosită să te ridici din pat și să-ți iei singur, ce îl pui pe copil să-ți aducă? Telecomanda. Telecomanda. Așa e, nu e, dat, nu e așa? Da. E sau nu e? Da. Pentru că ești prea obosită să te ridici din pat și să-ți iei singur, ce îl pui pe copil să-ți aducă? Telefonul. Telefonul. Avem telefonul, foarte bine. Adi. Pentru că ești prea obosit să te ridici din pat și să-ți iei singur, ce îl pui pe copil să-ți aducă? Pastile. Păi da, că ți-am zis mai devreme de doctor și tu ai rămas pe... Da. Avem? Bă, e frică să vă aducă copiii pastile, a? Da, că tu-i ceri de durere de cap sau ce de aia, de să iasă rău, de nu. Teddy, cu Y. Pentru că ești prea obosit să te ridici din pat și să-ți iei singur, ce îl pui pe copil să-ți aducă? Berea. Pentru că ești prea obosit să te ridici din pat, să-ți aduci singur, ce-l pui pe copil să-ți aducă? Farfuria cu mâncare. Doamne, ce leneși! Bun. Corina, pentru că ești prea obosit să te ridici din pat și să-ți iei singură, ce-l pui pe copil să-ți aducă? Aveți dreptul să vă sfătuiți. Ai avut răspuns și l-a uitat, nu-i așa? Pentru că ești prea obosită să te ridici din pat și să-ți iei singură, ce-l pui pe copil să-ți aducă? Semințele. Mamă, ce e în pat acolo. Cu bere, cu mâncare, cu are bărereu. Haideți să vedem. Ce spuneți voi? Papuci. Papuci. Încărcătorul de la telefon. Încărcătorul. Laptopul. Laptopul. Papuci. Papuci. Două variante, cinciul și optul. Adrian, pentru că ești prea obosit să te ridici din pat și să te iei singur, ce îl pui pe copil să-ți aducă? Papuci. Avem?
Stai, domne, puțin. Tu ești în casă, o luăm, ai ajuns acasă, da? Te-ai descălțat, da? Ți-o la papuci, da? Flip, flip. Ți-o la papuci, da? Te-ai plimbat pe casă, te-ai dus la bucătărie, ai făcut ceva, pac, pac, pac. După aia te-ai dus în partea aia, mi-ai făcut, te-ai dus la baie și ai stat puțin și te-ai gândit. După aia te-ai mai dus frumos, te-ai uitat la televizor, pac. Și după aia, hai în pat, hai, mergi în pat, pac, tac. Scoți papucii, șap, șap, te bagi în pat, da? Te-ai culcat. Când vrei să te ridici? Mamica, tu și mie papuci. Cine ți-a luat papucii? Asta vreau să știu. Copilul. Ce? I-a uitat la baie. I-a luat cățelul. Păi n-ai văzut că e de în sală? Păi te-ai și spălat puțin. Da. Și-ai intrat în cadă și i-ai uitat. I-am uitat în cadă. Papucii. Deci am uitat papucii în cadă. Măi, dar ce faceți voi pe la cașile voastre? Eu nu vreau să știu. Câștigă această rundă familia Chiorpeac. Nu e așa, e formatul, că ăsta e format internațional și odată la 10 emisiuni, ăsta, prezentatorul trebuie să te scalți. Ce mai avem acolo? Carte, revistă, ziar. Carte, ziar. Un fruct, da? Un pepene. Adă Lubenița. Deci? Încărcătorul. Ce râde dânsul? Ce vedeți copilul? Pepin li tăia tot frumos, așa, un platou de la imens. Ia-l în pat, ia, distrează-te. Ochelari, domne. Foarte bine, Gigi. Runda A. Corina și Rafila. Haide să vedem. Câte variante oare? Câte variante oare? Câte variante? Sunt top variante. Am întrebat 100 de români. Dacă cenușăreasa ar trebui să meargă în zilele noastre la bal, cu ce ar ajunge acolo? Trăsura. Cu trăsura. Bun. Cu taxiul. Bun. Jucăm, pasăm? Jucăm. Așa jucăm. Mulțumesc. Dacă cenușăreasa ar trebui să meargă în zilele noastre la bal, cu ce ar ajunge acolo? Bicicleta. Cu bicicleta. Nu avem varianta asta. Adi, dacă cenușăreasa ar trebui să meargă în zilele noastre la bal, cu ce ar ajunge acolo? Cu scuter. Cu scuterul. Nici el nu crede în răspunsul ăsta, ați văzut? Hai cu scuterul. Cer scuze, n-am avut altceva. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Teddy, dacă cenușăreasa ar trebui să meargă în zilele noastre la bal, cu ce ar ajunge acolo? Limuzina. Cu limuzina? Păi da, dacă ținem povestea, așa ar trebui. Bravo! Dacă cenușăreasa ar trebui să meargă în zilele noastre la bal, cu ce ar ajunge acolo? Pe jos. Bravo! Salvează planeta, balul e aproape. Nu avem varianta asta. Ia să vedem ce spuneți voi. Vă ascult. Helicopter. Am înțeles. Autobuz. Am înțeles. Trotineta. Am înțeles. Metrou. Am înțeles. 5 variante de răspuns. Adrian, dacă cenușăreasa ar trebui să meargă în zilele noastre la bal, cu ce ar ajunge acolo? Cu mașina personală. Câștigă această rundă familia Chiorpeacă. Ce mai avem acolo? Metrou. Mai. Dar în ce țară e la trenul de viteză suspendat? Că la noi la Ciulnița n-am văzut. Cu telegondola. Telegondola. Balonul. Da. Balonul cu aer. Elicopterul. Bunul cu elicopterul, bunul, bunul. Cu o mașină electrică. Cu tramvaiul 14. Trotinetă. Tramvaiul.
Racing. HFFS. Deci? Cu metroul. Poftim. Pauză și revenim? Așa facem. Asta e planul. Am revenit, desigur, cu runda... treia. Așa se rămână numele. Mara și Daniela. Perfecțiune. Să vedem câte variante avem. 8 sunt. Am întrebat 100 de români. Ce făceai în timp ce te-ai trezit că vorbești singur? Munceam. Munceam. Bun. Spuneam de ce mi-am adus aminte. Că am uitat ceva. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Daniela. Ce făceai în timp ce te-ai trezit că vorbești singur? Conduceam. Aha, am înțeles. Are logică. Nu e acolo. Uite și vedeam adică. Ia uitați-vă, mă, la asta. Uitați-vă. Păi chiar așa fac. Da. Uitați, știu. Orice șofer. Tidi, ce făceai în timp ce te-ai trezit că vorbești singur? Curățenie. Curățenie. Și nu fi aruncat sărăcia asta exact aici. Te bă, băiatule, ce prafi. Bun. Mă rog, aici nu e așa. De fapt, e ceea ce ne-a pus mă-nsortine. Ce făceai în timp ce te-ai trezit că vorbesc singur? Spălam vasele. Spălam vasele. Da. Da. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Corina, ce făceai în timp ce te-ai trezit că vorbesc singur? Aranjam din nou jucăriile copilului. Asta cu din nou a fost foarte pasiv-agresiv. Avem? Da. Da. 40 de puncte în joc. Vă ascult. Ce spuneți voi? Mă plimbam. Mă plimbam. Găteam. Găteam. Mă uitam pe geam. Mă uitam pe geam. Mâncam. Mâncam. 6 variante. Adrian, ce făceai în timp ce te-ai trezit că vorbești singur? Mâncam. Nu? Nu vorbești la masă? Păi eu acum când mănânc ceva bun, deja vorbesc singur în zi. Păi ce ne facem noi niște poze să-i trimitem lui Gigi? Să vedem Gigi cum plânge acasă, că s-a trimit înapoi selfie-uri de alea cu... Sau dacă sunt prea puțin mici. Întotdeauna sunt prea puțin mici. Câștigă această rundă familia Chirica. Ce mai avem noi acolo? Uitam la televizor. La fotbal. Găteam. Găteam. I see what you did over there. My friend. Frumos, da, da, fin. Las că vezi tu acasă. Călcam. Scriam. Da, aia da. Înseamnă că vorbăiam. Adevărul e că la păcănele ajuns să vorbesc singur. Mai devreme sau mai târziu, de obicei mai devreme. Ce mai avem? Plantam. Udam, îngrijeam florile. Le făceam putat. Cu un picior plantam, cu unul cu dam, cu altul îngrijeam, cu nebunie. Învățam. Da, da. Eram la cârciumă. Unde erați, doamnă? La cârciumă erați. Oho. Și cam după câte păhărele vă apucă vorbitul singură? Telefon. Ah, și vorbeai încet. Nu? Mergeam pe stradă.
Ce faci, băi? Ești ok? Dormeam. Dormeam. Intrăm într-a patra. Dăm drumul la duble. Cu cine? Să vedem câte variante avem. 7 sunt. Am întrebat 100 de români. Ce apare scris pe o invitație? Data evenimentului. Data evenimentului, foarte bine. Foarte bine. Jucăm, pasăm? Jucăm. Asta jucăm, mulțumesc, Adi. George, ce apare scris pe o invitație? Numele nașilor. Numele nașilor. Ok. Adrian, ce apare scris pe o invitație? Locația evenimentului. Ok, ok. Bun. Rafila, ce apare scris pe o invitație? Felul evenimentului. Felul. Bun. Daniela, ce apare scris pe o invitație? Ora. Ora, da. Da. Avem ora. Ce apare scris pe o invitație? Primul X, nu-i panică. George, ce apare scris pe o invitație? O poezie. O poezie. Iată, foarte bine. Adrian, ce apare scris pe o invitație? Numele locației, gen numele restaurantului sau unde se ține. Da. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Rafila, ce apare scris pe o invitație? Poza cu Miri sau... Ok. Da. Poza inculpaților. Poza... 190, foarte multe puncte în joc. Bine jucat, bravo. Hai să vedem ce spuneți voi. Formația. Am înțeles. Dress code. Am înțeles. Formație. Am înțeles. Codul vestimentar. Am înțeles. O singură variantă, cea mai prăpădită, ar putea aduce extrem de multe puncte la voi, Gabriela. Ce apare scris pe o invitație? Formația. Câștigă această rundă familia Chiorpeacă. Măi, plantă, mă, dar tot timpul îmi strici bucuria, mă. Mi-a plecat, mi-a căzut bucuria în scârbă. Cum o numărul dosarului? Eram la nuntă frumos. Aveam acolo numele mirilor. Aveam ora, aveam mesajul, care era o poezie, cum ai George. Și tu zici numărul dosarului. Da, ce te rog eu pe tine, să faci diferența între citație și invitație. Știi, bine, băieții aia întâi trimit invitație și după aia vine cu citație. Și după aia vine cu mandat de aducere. În sfârșit, amănunte. Mijloace de transport. Care știți cum e, domne? Te cheamă martor și nu mai pleci că ești inculpat. Codul vestimentar. Codul vestimentar, foarte bine, foarte bine. Uitați-vă la Adi, Adi cu nervii la pământ. 192 de puncte, ce am zis? Runda a? Cu cine? Să vedem câte... Dar bine că dreptate aveți! Doamne, că ce era să facem, începea în runda și ne anunțasem. Fira era să fie, că uite-te și tu. Ne-ați scos, vin să vă pup, doamnă, vă zic, toți ați ațipit, nu s-a gândit nimeni să-mi zică puncte duble. Că era runda a 5-a, uite și tu câte ceasul. Veniți încoace, doamnă, m-ați scos de mare necaz. Mare necaz, să română. Doamnă! Doamnă!
Doamne, ce noroc! Ați văzut? Ai văzut, domne, ce prăpăt trebuie era să fie? Ce vorbești, domn? Hai să vedem. Opt variante. Am întrebat 100 de români. Despre ce spui că este popular? Costum tradițional. Costumul tradițional. Bun. Muzica. Muzica. Bun. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, George. Adi, voiam doar să vă cum mâscați de față. E necăjibil, Adi, nu știu de ce. Mi se pare că e necăjibil așa. Gabriela, deci spre ce spui că este popular? Dans popular. Dansul. Dansul e normal la vârsta mea. Iată. Corina, despre ce spui că este popular? Despre o vedetă. O vedetă. Foarte bine. Mare. Despre ce spui că este popular? O poezie. O poezie. Adi, despre ce spui că este popular? Un film. Un film. Ar putea fi, da. Bravo! Teddy, despre ce spui că este popular? Mâncare. Mâncare. Ok, bun, bun, bun. Gabriela, despre ce spui că este popular? Oh. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Corina, despre ce spui că este popular? O tradiție, un obicei, o tradiție. Nu e acolo, dar bună găselniță. Vă ascult. O doină. Am înțeles. O vorbă, e vorbă populară. Am înțeles. Un loc. Am înțeles. Un loc. Am înțeles. Două variante, domnule. Ehe, multe puncte. Da. Adrian, despre ce spui că este popular? Un anumit loc. Avem? Da. Câștigă această rundă familia Chirică. Ce avem, domnule, acolo? O întrebare de la ce spun românii. Un brand. Da. O emisiune. O emisiune, iată. Da. A șasea deja? Triple punctele. Hai, capitanii. Să vedem câte variante avem. 8 sunt. Am rugat 100 de români să completeze. S-a terminat cu... Șmecheria. Mamă. Avem... S-a terminat cu muncă. S-a terminat cu muncă. Jucăm, pasăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Adrian. S-a terminat cu... Distracția. Distracția. A, ce bine. Avem... Mara. S-a terminat cu... Mâncare. Adi, s-a terminat cu... Leneveala. Leneveala. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Teddy, s-a terminat cu... Joaca. Joaca. Ar putea fi. Da, da. Nu? Da, da. Bravo. Gabriela,
S-a terminat cu... cu somnul. Ok. Ia să vedem ce spuneți voi. Vă ascult? S-a terminat relația. Ok. Cu curățenia. Am înțeles. S-a terminat cu plânsul. Bine. Prietenia. Băleu. Cinci variante. Adrian, s-a terminat cu... prietenia. Câștigă această rundă familia Chirică. Câștigă acest joc familia Chiorpeacă. Nouă puncte diferență, incredibil. Nouă puncte. Ce mai avem acolo? Ce? Vorba. Cu trândăveala s-a terminat. Cu gluma. Aha. Cu căsnicia. Alo. Cu bine. S-a terminat cu bine, da. S-a terminat cu bine, n-a zis nimeni bine. Pentru noi. S-a terminat cu distracția, cu viața, cu bucuria, cu dragostea, dar cu bine nu s-a terminat nimic la voi. Vacanță. Uite, tot în rău, mai rău. Da. Da. Frigul. Da. Examenele. Cearta. Da. La noi nu se termină cu ceartă niciodată. Se termină cu rundă fulger, când au oamenii ocazia să mai adauge încă 2500 de lei. Până atunci, ne luăm la revedere de la voi. Felicitări pentru jocul de astăzi. Doar 9 puncte diferență la mustăcioara lui Pana Corbului. Să ne revedem cu bine. Să rămână. Să rămână. La revedere, mulțumesc. La revedere. Toate bune, domnule. Toate bune, domnule Pigă. Pauză scurtă, revenim cu runda fulge. Am revenit cu rundă. Fulge. Doi voluntari. Haideți. E treaba simplă. Încep cu tine? Nu, cu mine. Ne vedem mai încolo. Să rămână. Să vedem câte variante avem. Știi câte? 5 variante. Perfect. 5 întrebări. 5 întrebări, da. Multe variante. Variante mai multe. Multe variante. Dar noi trebuie să ne gândim doar la variantele preferate. Da. Nu cele ne vin populare. În cap cele mai populare. Cele mai populare. Atât. Da. Nu ne vin în cap, pas, trecem mai departe, ne întoarcem la final. Dacă mai rămâne timp. Secundele încep să curgă din momentul în care termin de rostit prima întrebare. Am înțeles. Jucăm? Da, da. Baftă. Mulțumesc. Am întrebat 100 de români. În afară de capitală, ce oraș din România aveți pe harta de la Meteo? Iași. La ce vârstă încep bărbații să-și piardă podoaba capilară? 50. Ce formă poate avea un suport de șervețele? Pătrat. Ce job sezonier poți ocupa pe litoral? Salva mare. Pe ce își scrie o vedetă autograful? Pe o poză, pe o fotografie. Bun, bun. Reușim? Facem 100. Da. 110. Atât. Atât? Bine, eu am încredere în voi. Vreți să vedem? Da. Hai să vedem. În afară de capitală, ce oraș din România aveți pe harta de la Meteo? Tu mi-ai spus? Iași. Iași și salutăm pe toți cei din Iași. Sper că sunteți bine pe acolo. Ia să vedem. 10. La ce vârstă încep bărbații să-și piardă podoaba capilară? Tu ai spus? 50. Hai să vedem. 1. Ce formă poate avea un suport de șervețele? Și tu ai spus? Pătrat. A, cred că știu și modelul. Era de plastic. Da. Ușor de, îndoit așa cu... Dreptunghiul era mai bun.
Nu ăla de plastic pătrat cu... Da, are pătrățele. Da. Bun. Ce job sezonier poți ocupa pe litoral? Și tu ai spus? Salvamar. Salvamar, Baywatch, geap după dulap, ulei de măsline, trupuri bronzate. Cu pătrățele, cu tot. Ce? Cu pătrățele, cu... De-aia vezi că aici este totul. Oh, așa slab. Pe ce scrie o vedetă autografă? Și tu ai zis? O fotografie, poză. Aici cred că dăm lovitura și mergem într-o sută și. Ai... Puțin. Nu-i rău, nu-i rău. Mulțumesc, Adrian. Așa. Vine acum Rafila. Bine ai revenit. Bine v-am regăsit. 25 de secunde. 5 întrebări. Secundele trec din momentul în care termin de rostit prima întrebare. Nu știu un răspuns. Pas, trecem mai departe, ne întoarcem la final. Da. De acord? Da. Dacă îmi dai un răspuns, aude sunetul ăsta. Ar fi foarte bine dacă mi-ai dat repede un alt răspuns la aceeași întrebare. Da. Jucăm? Da. Baftă. Mulțumesc. În afară de capitală, ce oraș din România vezi pe harta de la Meteo? Pas. La ce vârstă încep bărbații să-și piardă podoaba capilară? La 40. Ce formă poate avea un suport de șervețele? Triunghiular. Ce job sezonier poți ocupa pe litoral? Ospătar. Pe ce scrie o vedetă autograful? Pe o poză. Altceva? Pe un șervețel. În afară de România, oraș la Meteo. Ah. Vreți să vedem? Hai să vedem. În afară de capitală, ce oraș din România vezi pe harta de la Meteo? N-am aici te-ai gândit, aveai nu știu câte variante, nu mi-ai dat niciuna. Da. Favorit, Cluj-Napoca. Apoi Constanța, Brașov, Iași, Craiova, Timișoara, Sibiu, Oradea. Da. Pe ce scriu vedeta autograful? Mi-ai spus? Șervețel. Șervețel. Favorit, tricou. Da. Apoi avem... Foaie, poză, șervețel, mână, carte, poster, bilet. Ce job sezonier poți ocupa pe litoral? Mi-ai spus? Ospătar. Ospătar, mi-ai spus. Ia să vedem noi. E favorit? Da. Fix favorit este. Ospătar, barman, picol, vânzător, bucătar, salvamar, cameristă. La ce vârstă încep bărbații să-și piardă podoaba capilară? 40. 40, așa e. Favorit? Da. Da, favorit. Da. Favorit. 40, 30, 50, 35, 45, 20, 60, 25. Bun. Ne lipsesc 45 de puncte. Ce formă poate avea un suport de șervețele? Mi-ai spus? Triunghiular. Triunghi. Ok, o formă triunghiulară. Favorit? Da. Da. Fix favorit. Da. Triunghi, pătrat, rotund, dreptunghi, semicerc, animal, evantai, floare. Reușim? Foarte aproape, foarte aproape. Mulțumesc, Rafila, să rămână. Haideți cu toții încoace familia Chiorpeacă. Mergem mai departe cu voi. Toată lumea bine? Da. Bravo. Hai, haide, haide. Mergem mai departe, desigur. Sper că sunteți bine unde sunteți, că aveți în jur oamenii pe care vi-i doriți și în același timp că zâmbiți cât mai mult. Sănătate!